Sistemele care monitorizează materialul nuclear la instalațiile de deșeuri radioactive de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobâl din Ucraina, care au fost capturate de forțele ruse luna trecută, au încetat să mai transmită date către Agenția Internațională pentru Energie Atomică, a anunțat Agenția Nucleară a ONU. Alimentarea cu electricitate a centralei a fost întreruptă, iar generatoarele de rezervă care au intrat în funcțiune au combustibil pentru doar 48 de ore. Compania ucraineană de energie arată că zona este sub controlul rușilor și nu se poate interveni pentru repararea liniilor de electricitate. Întreruperea curentului electric la centrala nucleară de la Cernobâl nu are un impact critic asupra siguranței, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena. Alimentarea electrica a centralei nucleare de la Cernobâl și a echipamentelor sale de securitate este complet tăiată din cauza acțiunilor militare ruse. Centrala de la Cernobâl, aflată în 1986 la originea celei mai grave catastrofe nucleare din istorie, a fost complet deconectată de la rețeaua electrică din cauza acțiunilor militare ale ocupantului rus. Generatoarele diesel ale centralei de la Cernobâl au intrat în funcțiune pentru a furniza electricitate, iar rezervele de combustibil pentru funcționarea lor ajung pentru 2 zile.